La data de 10 august, în baza datelor și informațiilor obținute și sub coordonarea ofițerilor serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase Mureș, polițiștii de la o secție rurală din Sighișoara au acționat pe raza localității Vișoara cu sprijinul paznicilor de vânătoare și a gestionarilor din cadrul asociațiilor de vânătoare pentru combaterea infracțiunilor de braconaj. În cursul nopții trecute, echipele de cercetare au depistat pe fondul de vânătoare din Zagăr, transmite IPJ Mureș într-un comunicat de presă, un grup de șase persoane cu vârste cuprinse între între 19 și 38 de ani din județul Sibiu, care erau însoțiți de 15 câini de rase diferite. Din cercetările efectuate a reieșit că persoanele în cauză, sub pretextul asigurării pazei recoltei, au pătrus pe fondul de vânătoare cu scopul de a captura vânat. Astfel, polițiștii au ridicat în vederea confiscării o suliță artizanală cu lungimea de aproximativ 2,2 metri. Acum cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj.